Dragă Cătălie, Cătălie, dă voie să-ți prezint o doamnă care știe cum este cu extraterestrii foarte bine. Sărbâna! Bună ziua, dragii mei mercurieni! Dar de ce mercurieni? Că noi suntem pământeni, din câte știu eu. Stai, mă, țâcă, că e vorba de mercurieni ăia care se uită mercuri la cronică. Sunt baba Elefteria și vă spun cu inima pe mână că am văzut extraterestrii. Și cum arătau, mamaie? Zine repede cum arătau, că murim de curiozitate. Repede nu pot. Mai că arătau bine, arătau rapizi, bătăioși. Bă, erau ambițioși. Unii erau mai negri, dar avem și noi negri, să știi, avem negri noștri. Nu erau cei de la Locomondo, nu? Nu era de la Belmondo. Dar de pe ce planetă erau, mamaie? Ce planetă, mă? Mă, țică. Erau din Sevilla, Adriano, Dani Alves, Puerta, Paulsen, ăstea erau. Mamaia aia sunt jucătorii de la FC Sevilla, domnule, aia-s pământeni, potolește cu extraterestrii. Basteliștii au fost pământeni, la pământ, rău de tot, pământeni. Vă rog să o țineți minte pe baba din imagine, o să ne întâlnim și cu altă babă foarte învățată între ale sportului, cu balonul rotund. Uite, pe cine faci tu, babă, unul? Și ce imagine, doi, ca să știu să fetele mă uit? Fetele noastre, în schimb, fetele noastre sunt mereu la înălțime, nu sunt la pământ. Mamaie, te rog frumos să privești și să-i aminte. Sau poate mamaie, dans. Mamaie, dans. Dans, da! Yes, I see, yes, in my aveți voie cu asemenea dansuri în emisiune? Da, da. Felicitările noastre. A întrebat Măruță dacă avem nevoie, avem voie cu asemenea dansuri în emisiune. Sigur că avem, da, avem voie. Sunt cam despuiete. Da, da, și eu zic la fel. Mama zic la fel, mamaie. Și taraful vorbește în timpul ăsta. Da, da, nu, așa e. Nu, și cred. Ați văzut faza aia din Basic Instinct? Aia când... Vreți să mai vedeți alte filme? Ia, ia, hai, hai! Stai, las-o acolo! Vă rog frumos, aduceți-i mamaie, că are ceva aici. Ia, uite ce frumos! A, mulțumesc, ce pechinez frumos, mai! E al meu de acasă, nu? Mamaie! Ați fost foarte drăguț emisiunea! Da, vă mulțumesc! Mamaie, uite ce ai rămas în emisiune, că ne ții cu gura la... cu sufletul la gură! Dar nu mai latră, înainte lătra! Înainte mamaie, vezi că și Marcel Pavel într-o emisiune... Așa-l cheamă? Nu. Eu am un abonament, de-aia am venit să am rămas, să vă zic, am un abonament la Tribuna Zero la Ghencea. Care vrei să-l cumperi? Fuge pe chinezul. Care vrei că a investit și în echipă, deci toți adversarii o să fie extraterestri. Extraterestri, da. Auzi, da, dar ce da. E ca ăla clopotul lui Gauzi, s-a făcut părul așa, s-a... În toate direcțiile s-a dus. Apropo de extraterestri, s-a electronizat. Săracul Neșu, unde e el să-i mai sperie odată pe extraterestri? Uite prima oară când văd o mămăruță în brațe cu un pechinez. Da, deci ia un loc aici, pune-l... Este motanul domnișoarei Oana, să știți, îl cheamă Goașe. Nu, nu e motanul, motanul e aici legat la spate.